Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a găsit cantină studențească adevărată, adică cu prețuri de studenți. S-a de Palatul Parlamentului la Galați, minunea. La Universitatea Dunărea de Jos, unde spun cei de la universitate, prețurile au rămas ca în 2019. Mamă, ca acum 4 ani. Bă, îți dai seama? Eu m-aș bucura să mai găsesc prețuri ca acum un an. Da, ca luna trecută. Ca luna trecută, da, bravo. Bă, ce prețuri erau în 2019, da, frate. Bă, senzația, ce viață era. Gându-le citire că-s de acum 15 ani, nu de acum... Inflația a fost din 2019 până anul ăsta, nu știu, deci anul trecut a fost, cred că a fost 16%, 15-16%, și dacă pui și anii trecuți 5, 6, 10, nu știu ce, cu totul cred că se adună 30%. Da, prețurile la multe lucruri au crescut cu 50, uh-huh, 60, poate chiar 100%, deci oricum e mult peste inflație creșterea, uh-huh, reală a prețurilor. Deci, cantina studențească cu prețuri mici, prețul cel mai de jos este pentru studenți, spune rectorul Puiu Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos Galați, de citat de Adevărul. Ia, domne, ce se mănâncă la... Avem la și domnul meniu Puiu Georgescu, pui, sau ceva. Ciorbă de pasăre, 8,71. Mamă! Nu mi se pare nimic. Studenții au reducere 30%, 20% reducere a angajații universității, iar cei care vin de afară, tot. Asta... Tot ce? Adică tot, prețul întreg. Prețul întreg. Păi da, dar la prețurile astea o să iei coadă. 8,71, ciorbă de pasăre, ți se pare puțin? Da, dar uite cât e supa cu găluște. Supa cu găluște, 3,64. 3,64, ai nebunit? Aici ai oprit. Cu 3,64 nu-ți mai nici o apă. Păi cam... De la magazin. Da, la prețul ăsta, cred că am mâncat și eu... Am băut, de fapt, că nu pot să spui că ai mâncat supă cu găluște, care era niște grișe expandat în apă caldă. Cu niște acum două fideluțe. Rămâne de văzut ce calitate are mâncarea. O să așteptăm tot recenzii așa de la ascultători. La ceva cantină studențească în regie, când eram student. Da. Dar ce nu, asta pare pricopsită după poze, adică pare a fi ceva... Pilaf, ca... 1,30 lei, 150 de grame. Nu înțeleg cum fac, orezul... Da? Este o lingură de orez fiert. Da, dar orezul ăla crud... Orezul ăla umflat, da. S-a scumpit și ăla. Da, 1,30 lei. Piure 2,47, e ceva mai scump ca tofu. Îi se mai spune balast în armată la pilaful ăsta, știi? Ăsta. Balast îi spunea. Pireu 2,47. Chiflă baton 1,95 lei, mămăligă 91 de bani. Cum au ajuns la 91 de bani? Și dacă dai 1 leu, probabil că au calculat și au făcut niște discounturi, cine știe. Dar uite că au și mâncare pentru milionari, pentru miliardari, pentru domnul Țiriac, saramură de pulpe de pui. Nu știu dacă ai văzut. 11,44. Nu-mi place ideea. 11,44, mă. De ce? E bun. Scrie la cum? Chicken legs in brine. Dar nu înțeleg că scrie saramură de pulpe de pui 170 de grame, bară 150 de grame. Păi că îți dă și ceva la aia garnitură. Și cum saramura de pulpe de pui este 11,44 și ceafa de porc la tavă 5,72? Cred că îți dă numai sosul de la ceafa. Au un dispreț pentru porc, mă gândesc. Da, exact. Piept de pui la grătar 6,76. Pulpă de pui la tavă 10,79. Începe să mi se facă foame. Salată de morcov cu țărină. Eu sunt, asta e pentru mine. Și pentru mine. Da? Ai nevoie? Salată. Nu, îmi pare rău. Da iartă-mă, mi-am luat-o. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.